lor. Prin el, tot poporul evreu se recunoaște în sensul că este un fel de Till Eulenspiegel pentru francezi, un fel de păcală de al nostru. Se joacă rolul lui Tevie Lăptaru. Voi știți că eu sunt vorbă lungă, încep ușor și termin greu, dar azi vreau să discut o clipă, eu, Tevie, cu Dumnezeu. Și de voi dezliga cuvântul să alerge către voi din plin, voi știți că numai Dumnezeu o să-L oprească pe Florin. Sunt Tevie Lăptaru, Doamne, vesel și trist și neînțeles și vreau să-ți mulțumesc din suflet că m-ai făcut popor ales. Tu mi-ai dat nume și renume și vorba sfântă alăvai. Ce mă făceam pe această lume, Doamne, de nu mă alegeai? În lumea asta petrecută între borfași și microcani, Tu mi-ai dat o mână de prieten și o lume întreagă de dușmani. Poți să fii hoț, pungaș, ministru, te înjură lumea sau te ceartă, dar dacă ești cumva evreu, o viață întreagă nu te iartă. Poți fi mai bun și mai cinstit, că nu e evreu, dar porți teribilul păcat că pur și simplu ești evreu. Sari imbecilii să te rupă, te înjură ziarele, ades te-ar sfâșia și când te pupă, de asta, Doamne, ne-a ales. De mii de ani nu avem pace, ne mor copiii în război și n-avem liniște de o viață, de asta ne-a ales pe noi. Poate că lumea joacă teatru, privesc la cer și văd noroi, sunt generoși cu toată lumea și democrați, dar nu cu noi. Când undeva le este rău, când ageamii fac lumină, când n-au bani, când mor de foamă, numai evreii sunt de vine. Suntem copiii Tăi, Doamne, și în casa Ta intrăm smeriți. Și atunci de ce ne lași în lume pe mâna unor troglodiți? De ce induri pe asasinii cei fără lege, fără minte, amarnic să ne pângărească până și sfintele vor minte cu noi? Se răfuiesc într-una intelectual și terbedei, dar ce-au cu morții noștri, Doamne? Ce vină au că sunt evrei? Tot ce se întâmplă în lumea asta catastrofal și neînțeles e doar și... Urmărindu-mă în filme, în piese de teatru, Spiridon Popescu îl cheamă, poet foarte talentat, și el mi-a trimis mie, văzând că eu vorbesc la televizor de animalele pe care le-am avut cu mine, în primul rând caii pe care i-am iubit, și calul din Harapal și cel din Haiducii lui Șapte Cai și ultimul cal, Ciprian, care în momentul când m-am dus lângă Brașov să-l văd, a început să necheze calul, pentru că și-a adus aminte de mine, de mirosul meu, de faptul că îl țineam în brațe, pentru că el a fost cel care în 6 filme cu Mărgelatul, în toate, adică și în Trandafirul Galben, și în Misterile Bucureștilor, și în Drumul Oaselor, și în Masca de Argint, și în Totul se plătește, ăsta a fost calul meu. Am secvență în film în care descalec și spun miroasea pădure și pornesc și după mine calul ca un cățel. Venea după mine, regizorul spunea, bă, nu-mi vine să cred, pentru că îl iubeam, simțea calul că eu sunt stăpânul lui și atunci se ținea după mine. Și atunci Spiridon Popescu a scris, Doamne, dacă mi-ești prieten, cum te lauzi la toți sfinții, dă-i în scris poruncă morții să-mi ia calul, nu părinții. Doamne, dacă mi-ești prieten, nu mai amărâ ursita, dă-i în scris poruncă morții
să-mi ia calul, nu iubita. Doamne, dacă mi-ești prieten, n-asculta de toți zurlii, dă-i în scris poruncă morții, să-mi ia calul, nu copiii. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum tot spui în gura mare, moaie-ți tocul în cerneală și înainte de culcare, dă-i în scris poruncă morții, când și-o ascuți pumnalul, să-l înfigă în mine, Doamne, și să lase în viață calul. Îl cheamă Robert Turk, adică turcul în limba maghiară. Pe soția mea o cheamă Turk din naștere, adică e maghiară. De origine am avut de lucru, dar asta e. Asta să știți să bine, toată lumea va cânta cu bucurie. Mi-aduc aminte, mărănică să știe, știe, știe. În fața celor care mai trăiesc și mai sunt acolo și în general, poporul ales se cheamă poezia, nici nu vreau să vă spun ce reacții au fost și cine mi-a scris și cine au povestit, că nu pot să citesc toate mesajele, că n-am avut timp, trebuie să mă reculeg, ca să spuneam lui Sebi, că n-am primit, n-am văzut mesajul tău, că nu pot să le, tot se șterg, că după 22 de mesaje spune, s-au șters, mai ștergeți din ele, ca să nu știu, dar am așa. Ca să vă răspund, mi-ați mai pus o întrebare. Cu Vera și Ștefan, rolul în care eu am fost foarte gustat, așa, gustat nu-mi place. Să-i dragi de bagabin, cu cine m-am înfântat. Ai dragi, mă! Bă,